Partidele au trăit pe picior mare anul trecut. Potrivit datelor autorității electorale permanente, formațiunile politice au primit în 2015 echivalentul a numai puțin de 6.438 de salarii minime pe economie. Mai exact, subvențiile de la bugetul de stat pentru partide au ajuns la 6.760.468 de lei. Cele mai mari sume au fost încasate de Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și PPDD în sume foarte mari. PC, care în vara lui 2015 a fuzionat cu PLR formând ALDE, a primit suma de 237.322 de lei. Suma alocată PC este aproape de două ori mai mare decât subvenția acordată UNPR, cu toate că formațiunea condusă de Gabriel Oprea a fost la guvernare. Cele mai mici încasări de la bugetul de stat le-a avut PNCCD, care a primit doar 20.563 de lei. Acest lucru poate fi pus și pe seama conflictelor care au împărțit partidul în două tabere, cea condusă de Aurelia Pavelescu și cea condusă de Vasile Lupu. Sumele primite de partidele politice de la bugetul de stat pot fi folosite potrivit legii pentru întreținerea și funcționarea sediilor, plata personalului, organizarea de activități politice, precum și pentru a acoperirea cheltuielilor de deplasare în țară și în străinătate. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de candidații femei. Suma alocată anual partidelor nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Începând cu anul 2008, partidele primesc subvenția de la bugetul de stat prin bugetul autorității electorale permanente și au obligația să înregistreze distinct în evidența contabilă proprie subvenția primită.